după n-am plecat și eu pentru prima oară din țară, după 90, am fost la Los Angeles, wow, unde am slăbit în sfârșit. Am slăbit și eu cum am vrut. Am venit cu 62 de kilograme de dorul lui și al copiilor. Așa. Deci am venit. Păi și ce importanță era dacă avea, era... dacă ai slăbit sau nu? Păi nu, dar mi-a plăcut. Nu, mi-a plăcut că eram slăbuță. Aha. Deci dragostea, da, dorul este cel mai bun medicament pentru a slăbi. Acest sentiment înălțător care este dragostea, da, și el m-a așteptat cu copii și eu am venit pregătită, oleu, am venit pregătită și cu niște verghete. Tu ai cumpărat verghetele? Da, pentru că eu am hotărât, trecusere deja 4 ani de când eram împreună și am cumpărat verghetele pentru că era, ce era? Era războiul, ce război era? Golf. Da, golf din golf, da. Și eu umblam cu avioane, zic, Doamne, mai ajung acasă? Nu mai ajung, deci, cine știe, poate mai plec și altă dată. Jos, vrei să fii, să nu, fii... Am fost cerut în căsătorie, te rog. Hai, nu e adevărat. Oh, câtă sensibilitate! Dar cum? Ce ai spus? Da. A spus că am fost cerut. Cerut în... Eu? Te-am cerut pe tine, nu e adevărat. Nu, glumesc. Glumește. Dar cum s-a întâmplat? A, nu. Din moment ce tu ai cumpărat verighetele, tu l-ai deci, cerut. Nu, am venit acasă, el a fost foarte emoționat când pentru că eu niciodată n-am deschis acest subiect. Totul așteptam, dar eu m-am gândit când eram singură acolo, Doamne, poate nici nu mai ajung acasă, cine știe ce se întâmplă cu mine pe aici? Zic, uite, fac o surpriză lui bebe, pentru că m-am convins, au trecut atâția ani, că este un tată extraordinar pentru copii și este un om pe care un caracter pot extraordinar baza. Deci sufletul meu a simțit că este ceea ce îmi trebuie, pentru că e important pentru mine, toată viața a fost sufletul. Sigur. Nu neapărat acea atracție fizică, aia a fost pe locul 2. Deși tot și deci, aceea, sufletul este importantă. Că a fost da, extrem de intensă și în timp s-a transformat în respect. Ori ăsta ar trebui să fie... La toată lumea ca să dureze. Pentru că așa e normal să fie, mai ales când ții neapărat și vrei să treci prin viață frumos, într-o familie frumoasă, pentru că știi cum e, Teo, sunt probleme. Nu se poate să nu fie probleme, dar dacă știi cum să gestionezi totul, dacă... Ce te-a învățat viața până atunci, ce ai mai citit și tu pentru o carte, pe așa, îți dai seama că nu trebuie să existe două pietre tari. Trebuie să, tot timpul, dacă unul vrea ceva, să lase și celălalt. Bine, hai, în majoritatea cazurilor, da, ea a lăsat, ea a fost cea care a lăsat de la ea. Bebe Mihu este o figură legendară, toată lumea știe, unul de cei mai importanți organizatori de evenimente și de turnee din țara asta, toată lumea vă știe. Dacă munciți atât de mult și intrați în legătură directă cu tot felul de temperamente și veniți încărcat acasă, vreodată s-a întâmplat să vă iasă un cuvânt pe care să-l regretați la adresa... Nu cuvânt și care plus... să mă jignească, da, niciodată. Da. Nu. Dar așa este, el este irascibil. Hai, spune că este săgetător. Norocul meu a fost pentru... Ea nu s-a băgat niciodată în problemele mele de organizare. Sau să-mi adică dau cu părerea cine să iei... Ce, fie pe... cum, cu tar... Ce nu. Să fie pe afiș sau... Sau ce să facă, ia unde să fie, nu. Nu, asta am unde să fiu pe afiș, eu niciodată n-am zis, pe mine mă pui pe prima pe afiș, că eu sunt soția ta și eu vreau, da, și tai și sponsori. Ai spus ceva atât de frumos, ai spus așa, n-a trebuit niciodată să mă pun eu într-o situație foarte bună, pentru că bebe a știut întotdeauna cum să mă pună pe mine lumina care îmi trebuia. Deci nici măcar n-a trebuit să faci asemenea intervenții, pentru că... Deci iarăși este vorba de destin, dacă așa a vrut Dumnezeu. Și el, devenind în timp așa mare și serios impresar, normal că am avut șansa mea, asta a fost, pentru că m-a pus pe afiș alături de mari artiști ai scenei. Care erau șansele să fie și profesional potriveală? Am avut de la și cine să învăț și ceea ce să învăț. Deci am fost cu toți mari actori ai scenei românești, pentru că el a făcut spectacole de varietăți, pentru că așa se cerea. Știu. Ca să fie de toate, să fie pentru toate gusturile într-un spectacol. Și atunci, cum să nu fii bucuros când ai colindat lumea alături de Jean Constantin, alături de Dan Spătaru, Doamne, dar toți, Mădălina, Mirabela, deci cum să nu fii fericit și să nu faci tot ceea ce stă în putere ca să dai totul, să meriți, să fii conștient că ai o datorie dacă vrei să te menții acolo și să muncești pentru asta. Și am muncit și a fost și sunt un om, un artist serios. Da, și știm cu toți care... asta. Dar ce mi se pare mie extraordinar este că întotdeauna Maria zice, mă, cele mai frumoase vacanțe le-aș face acasă. Eu vreau acasă la mine, da, mie îmi place, da, acasă. Da.
Cred că sunt unicat. Da. Eu când am tot, vai, aoleu, să mai scap, să mai să plec, mă duc în, să mă Maldive, Maldive. Am fost în Cancun, așa, așa, ne-a judecat lumea. Am fost și noi în Cancun la sfârșitul unui turneu în America, ai spune tu, spune că a fost foarte frumos acolo, da. Dar eu nu m-am dat peste cap așa. Tot acasă e mai tot bine. Tot acasă e mai bine. Ea este o familistă convinsă, iubește mult de tot copiii, nepoții, e ce să, ai, acolo familia, este raiul ei. Da. Și pe toți ai noștri și frați și cumnați și toți. Plecările, bine, ea a avut și norocul să fie alături de mine și noi cam, adică ea cel puțin o lună, două luni pe an, plecat în Canada, enorm. În America, Germania, mergeam Germania, Italia de două ori pe an, câte o lună și probabil de la atâtea deplasări și asta ea, da. Da. Cu toate că în aceste turnee, cel puțin peste ocean, sunt orașe care nu le-a vizitat, pentru că ajungi la ora 4-5. Stați, oameni, bun că sunteți tineri. Da. Dar n-ai timp să le vizitezi. Da. Direct la avion, da. La spectacol, da. Și după aceea în alt celălalt. Avion, la alt... Dar... Și așa că asta nu înseamnă că ai vizitat. Deci exact. Te duci la treabă. Dar avem foarte mulți prieteni. Doamne, în toată lumea, vai... Atâția prieteni ne-am făcut de-a lungul anilor, pe care, de care ne este dor. Să vadă și prietenii care se uită în momentul ăsta cât de bine se cunosc doi îndrăgostiți. Da, v-am pregătit un joculeț al cunoașterii, să spunem. Avem și un premiu pentru cel care răspunde cel mai bine. Are voie în seara asta să mănânce, să bea ce vrea el, fără să-l cicălească celălalt. Păi mulțumim! Fără tine nu se întâmplă. Deci, nu este cazul că eu nu-l cicălesc, el bea foarte rar, mai joacă și el un remi, mai joacă și el cu prietenii. Prima atunci... întrebare, atenție, da. Întrebare pentru Maria Dragomiroiu despre Bebe Mihu. Cu trei variante de răspuns. A, de ăsta, prima întrebare. Care este artista preferată a lui Bebe din România? A, Ina... B. Delia. C. Mirabela Dauer. Păi eu cred că Mirabela, că am colindat toată lumea asta cu împreună și am fost ca surorile, ca frații, deci suntem ca familie. Răspunsul C este răspunsul corect, Mirabela Dauer. Bravo! Și acum, domnule Bebe Mihu, care a fost cel mai mare vis al soției dumneavoastră? A. Să se căsătorească. Varianta B, să ajungă la București. Sau varianta C, să se îndrăgostească la prima vedere. B-ul, să ajungă în București. Dar așa, fără să vă gândiți, fără să excludeți variante, fără celelalte să două prieteni, nu. Fără 50-50. Da. Răspunsul, B este... Asta a fost visul ei, să ajungă la București. Vreau să spun ceva. Da, ca să știi că este adevărat, când eram mică, la țară, ne jucam prin țărână, copiii de la mine din sat, și aveam o prietenă, Gabi, și jucam țintarul. Știi cum? Așa, cum? Îl faci acolo pe jos, cu degetul făceam pe nisip și cu 9 pătrățele și în fiecare așa și jucam unde vrei să te măriști, ce vrei să te fata, da. Iar eu tot timpul puneam că vreau să unde vrei să ajungi? La București. A, visul meu a fost Bucureștiul. Și uite că uite, de așa vrut Dumnezeu. Dar mergem mai departe cu o întrebare pentru doamna Maria Dragomiroiu. Așa. Pe Bebe îl scoate din sărite când? A. Cineva cântă tare lângă el. B. Cineva minte. C. Cineva gătește pește. Deci cu muzica nouă, așa că oricum ascultă el destul la... Deci, al doilea, ce ai spus? Cineva minte sau ce? Cineva gătește pește. Deci, peștele îi place și asta nu știu, dar așa e, știu că îi place peștele, dar dacă le minte cineva... Ăla e. După ce că este săgetător, atunci se aricește. Sufăr mult, sufăr mult. Când răspunsul corect este B. Cineva care îl minte. Bravo! Și o întrebare pentru Bebe. Care este cea mai mare frică a Mariei? A. Să rămână singură. B. Să urce în mașină cu un șofer începător. Sau C. Să fie văzută la mall cu părul prins. Ești la piață de te enervează. Bine, la piață primește. De la femeie că o pus să-și dea... Dar răspunsul corect... Da.
Să rămână deci, singură sau urci în mașină? Nu, aia cu singurătatea pe ea o omoară. Asta e, să nu o las singură. Nu. Eu dacă plec la piață și las cheia, nu, și ea coboară, ea închide ușa deci, și nu... Deci cel mai greu pentru un suflet pe pământ ăsta este singurătatea. Da. Pentru că intri într-o panică probabil grozavă și nu e. Dar la piață, nu mă mai duc să duce el, pentru că trebuie să-mi desfac părul. Și eu când merg la piață, mi-l fac moț, așa? Și toată lumea te întreabă, doamna Maria, v-a stuns. Bine, dar vine și cu plasa plină. Aia este. Eu de aia nu mă duc la piață, de rușine. A, doamna Teo, de la mine, nu vrei să luați. Deci, da, au, doamne. Rușine, da. Pentru că lumea ne iubește, da, așa este. Deci, da, este iubire, dar te simți cumva. Că omul a muncit foarte mult. Exact asta pentru asta, asta mult, ca să ajungă ceva la tarabă. Vă mulțumim amândurora. Da, am scăpat. Mulțumim și pentru piesa de iubire pe care ne-ai pregătit-o. Da, asta special pentru Bebe, pentru relația noastră frumoasă, pentru faptul că suntem două suflete simple, noi trăim simplu și așa ne place, normal, adică cum trăiește toată lumea și ne e drag să fim împreună cu copiii, cu nepoții, cu toți cei dragi și... am ales această piesă de pe albumul meu de muzică ușoară semnat Temistocle Popa, care cred că se potrivește pentru și toți care astăzi iubesc cu adevărat și le doresc la toți să aibă numai pace, liniște și armonie în suflet. Amin. Așa trece. De iubire. De iubire. Să mergem în centrul scenei.